Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit la microfon Cristian Ivaneș. Aș vrea să povestim puțin și vă aștept comentariile, desigur, pe temă despre o zicere a domnului Tökes, care iese din nou la rampă, zicând zicerea niște lucruri despre minoritatea maghiară din România și despre România în general. Domnul Tökes spune așa: maghiarii din Transilvania au ajuns printre grupurile etnice periclitate ale Europei și nu pot opri continuarea declinului decât prin dobândirea drepturilor comunitare. Zice domnul Tökes, însul fiind președinte al Consiliului Național Maghiar din Transilvania, asta în comunicatul său de anul nou transmis agenției maghiare de presă MTI. Domnul Tökes zice așa: proiectele legii autonomiei ale Consiliului Național al Maghiarilor din Transilvania și ale Consiliului Național Secuiesc nu amenință suveranitatea și integritatea teritorială a României Mari. Asta este perfect corect. Uită-te caz în Italia, unde românii se bulucesc în Trentino la schi, unii cumpără proprietăți. Nu s-a pus vreodată problema integrității Republicii Italiene, acolo fiind autonomie etnică, la fel și pe partea aia alta, asta fiind în nord-est e autonomie etnică franțuzească. Am fost pe acolo, foarte multe localități n-au plăcuța de, sau semnul de intrare și ieșire din localitate decât în franceză, nu se inflamează niciun patriot italian să vopsească cu roșu, alb, verde, dar invers, nu în tricolorul maghiar, ci în cel italian, n-are nimeni nicio treabă, toți o duc bine. Deci problema autonomiei în sine chiar nu e o problemă, e o chestie firească. Bun, zice așa acum, revenind la o chestie pe care aș vrea să o discutăm. Populația maghiară din Transilvania s-a înjumătățit în decursul ultimului secol. În ultimele trei decenii declinul ei s-a accentuat, astfel încât trebuie să se confrunte cu faptul că a devenit un grup etnic periclitat. La fel ca celelalte comunități naționale maghiare aflate în afara granițelor Ungariei. Aș vrea să vă dau câteva cifre apropo de maghiare din Cluj, de exemplu, ca să vă faceți o imagine. Și zicerea aceasta a domnului Tökes e corectă din punct de vedere numeric. Adică numărul maghiarelor din Transilvania scade constant și scade destul de abrupt. Vă dau cazul Clujului, unde locuiesc eu, și care Cluj avea cam următoarea configurație etnică. Populația română a Clujului în 1850 era de aproximativ 20%, scăzând la 14% în jurul anului 1910. Deci în 1910 Clujul avea 14% români. Ca să ne înțelegem puțin. În perioada interbelică stăm cam așa. În 1930 populația românească crește de la 14% în 1910 la 36%. Și în 1956 este anul în care cele două populații la Cluj ajung jumate-jumate. Cam ca la Târgu Mureș astăzi. În 2011 populația românească a Clujului ajungea la 75%. De la 14% în 1910. Comunitatea maghiară a Clujului a fost etnia majoritară a orașului cel puțin din secolul al XV-lea, adică de la 1400 și ceva, când maghiarii au depășit pe Saș, numeric vorbind, până în secolul al XX-lea. După 1956, v-am spus, proporția s-a inversat. Astăzi maghiarii din Cluj încap pe un stadion. Astăzi. În 2011 la Cluj s-au declarat maghiari la recensământ sub 50.000 de persoane. Sub 50.000. N-am găsit datele Cluj de la ultimul recensământ. În toată Transilvania astăzi, conform ultimului recensământ, s-au declarat maghiari cam 1 milion de persoane. E clar că
tendința este în jos. Se datorează asta, cel puțin după 1990, unei politici de asimilare voită a statului român vis-a-vis de maghiar? Nu cred asta. Nu cred că e o chestie gândită, voită. Adică nu observ o astfel de politică deliberată a statului român. Însă, ce observ totuși, și asta o văd de la 1918 încoace, obsesia asta a statului național. Hai să fim cinstiți. Ne-au deranjat și ne deranjează cei diferiți. Ok, după primul război mondial am luat o grămadă de minorități, dar ce bine dacă n-ar fi fost. Cam asta era ideea. Și în perioada interbelică s-au făcut niște eforturi de românizare. Inclusiv prin aducere de populație românească în Transilvania. Inclusiv în național-comunismul ceaușist. Da? Trebuie să mărturisim, trebuie să spunem din nou pe aia dreaptă, și anume că maghiarii din Transilvania și ceea ce văd și știu eu, maghiarii din Cluj au fost un factor de civilizație și de civilizare fantastic de important. Pe bune și la modul onest. Acum, eu cred că statul român greșește profund, asistând atât de pasiv și probabil unii chiar frecându-și mâinile la diminuarea nu doar a populației maghiare din Transilvania, în general a tuturor minorităților minus una. Aia nu se diminuează, aia crește. Mă refer aici la sași, la șvabi, la evrei. Evreii din Cluj cred că încap într-un autobuz astăzi, în 2024. Să fim bineînțeleși. Da? Toți! Într-un autobuz cu burduf și nu cred că stau foarte înghesuiți. Deci aici s-a ajuns. E mare, mare păcat că statul român a spus așa, după 1920. Ce noroc, pe lângă alipirile teritoriale, ce noroc avem că populația a devenit atât de diversă. Constituția de la 1923 vorbește de stat național. Care stat național pentru Dumnezeu? Ce stat național? Ăla era un deziderat. Ai fi vrut să ajungi la, dar nu l-aveai. Între timp l-ai obținut. Unele procese sunt și naturale, pur și simplu, înțeleg. Dar unele sunt și voite. În loc ca statul român să zică ce noroc avem atâtea națiuni, ce noroc că avem minorități, una chiar foarte importantă, cea maghiară, dar și cea germană și evreiască, asta în interbelic. Putem să ne mândrim cu ele, putem învăța de la ele, putem să stabilim punți, pentru că zona asta, Transilvania, a fost întotdeauna o zonă de interferențe. Cultural, lingvistic, religios, numiți-le cum vreți. Ar fi trebuit să profite România de prezența minorităților și nu să fie deranjată de ele. Nu s-a întâmplat așa. Și atunci vine domnul Tökes și spune minoritatea maghiară e periclitată. Pe termen lung este. Vezi celelalte minorități mai mici, care unele au fost rezolvate ori prin emigrare, ori prin diluare, ori prin evrei, prin holocaustul din Transilvania de Nord-Vest, care a fost responsabilitatea Ungarii Hortiste, apoi prin emigrare spre Israel, germanii și așa mai departe. Autonomia însă, cum e cu ea? Deci până aici avea dreptate domnul Tökes. Unde cred eu că nu are dreptate și greșește, și greșesc toți militanții maghiari pentru autonomia Ținutului Secuiesc, cred că e aici greșeala. Și anume, nu se poate pune problema vreodată în România de o autonomie în secuime, decât cu acordul și convingerea minorității românești de acolo.
Ori, de fiecare dată când se pune problema așa, de către Secui, românii din Secuime sunt total excluși. Nu se discută despre ei, nimeni nu povestește cu ei, nimeni nu stă la masă cu ei. Băi, uite, noi asta am vrea, voi ce părere aveți? Am avea de câștigat toți, nu trebuie să fie teamă, noi nu o să, așa și așa, dialogul lipsește cu desăvârșire. Și atunci, când totul este făcut de către Secui, majoritatea secuiască pentru Secui și gândit pentru Secui, cu excluderea minorității românești, în România, chestia asta nu va avea niciodată vreo șansă de succes. Ever. E o abordare fundamental greșită din start. Cu toate că, în esență, ideea de autonomie este absolut normală, inclusiv autonomie etnică. De ce se poate în Italia, în mai multe părți decât una, chiar părți care le plac românilor, merg acolo la schimb, am spus, cumpără proprietăți, Bolzano, în Trentino, Alto Adige, sunt și alte locuri în Europa, care e problema? De fapt, bineînțeles, nu e nici una. Problema este de atitudine aici, de modul cum pui problema. Pentru că dacă nu întinzi mâini și nu creezi punți, tu majoritate de acolo către minoritate, care minoritate de fapt e o mega majoritate în țară, acolo ți s-a încheiat orice discuție. Asta este mare păcat, aici se greșește profund. Și chestia asta le-am spus-o adesea, inclusiv domnului Tökes, cu care am avut o serie de interviuri mai de mult, pe vremea când lucram la Radio România și dânsul era parlamentar european. Spus, ar trebui să încercați să colaborați cu românii, pentru că dacă nu o faceți, s-a terminat tot. Sigur că ți se dă dreptate în principiu, pentru că e evident, e o chestie banal, elementară, dar în practică asta nu se întâmplă și de aici lipsa comunicării, suspiciunea reciprocă, bănuieli, au gânduri ascunse și ăia, au gânduri ascunse și ăialalți și realitățile paralele, lumile paralele, care sunt, e o problemă veche de când Transilvania, de fapt. Lumi paralele. Asta v-am mai spus-o. E valabilă și la maghiari și la români. Poate mai mult la maghiari decât la români, pentru că ei se simt în pericol de a fi asimilați pe drept cuvânt sau nu. Cu cât avem contact mai puțin unii cu alții, cu atât mai bine. Ori asta este fundamental greșit. Cât timp va dăinui toată chestia asta, nu se va întâmpla nimic bun. Dimpotrivă, cred că aceste contacte sunt obligatorii. Sunt necesare. E bine ca ele să aibă loc. Nu văd că se mișcă nimic în direcția asta. Și atunci, sigur că vine domnul Tökes și se plânge, păi suntem tot mai puțini, dar sunteți tot mai puțini nu fiindcă cineva vă asimilează forțat, ci fiindcă la un moment dat procesul ăsta curge oarecum de la sine. Și românii sunt tot mai puțini, prin emigrare, prin sporul natural negativ, prin, da? Toți suntem mai puțini, minus, așa, da? Dar e chiar păcat ca unele moșteniri să se subțieze sau să existe riscul peste cine știe câtă vreme să se piardă. Asta ar fi o tragedie și nu cred că facem îndeajuns să prevenim asta. Mai degrabă ne-am mândrit cu minoritățile noastre decât să asistăm ori pasivi, cum o face majoritatea, ori unii poate frecându-și mâinile, lasă, ce bine că măcar se duc de la sine, dar așa de la sine mergem și noi. Da? Tot intrăm la apă, toți. Și vorba lui Tănase și cu asta ce-am făcut de fapt. Mulțumesc pentru atenție, pentru faptul că mă urmăriți pe acest canal, vă abonați la el, îl recomandați și altora. Mulțumesc că vă gândiți să susțineți acest canal prin Patreon, PayPal și Revolut sau prin funcția membrii canalului sau Supers. A fost la microfon Cristian Ivaneș. Toate bune! Și, ca de obicei, să auzim numai de bine!